Care este cea mai mică țară din lume? Dacă ajungi vreodată acolo, ia-mi, te rog, un rozariu din lemn de trandafir. Te rog, te rog, ai grijă de mama. Ce fel de scriitoare ești tu? Nu mai găsim pe mama în ritmul ăsta. Să luăm de la capăt. Nume: Park Sonio. Vârsta: 69 de ani. Văzută ultima oară la stația de metrou Seul. Există momente pe care ți le reamintești după ce un eveniment neplăcut a avut loc. Mamă, unde ești? Mamă? Mamă! Mamă! Momente în care te gândești, nu trebuia să fac asta. Ce știi tu, mamă? De ce te comporți așa? Ai devenit o persoană rece. Da, mă, bine. Crezi că mama era fericită? Mama a fost diferită de femeile din ziua de azi. Ești întâiul meu născut. Sunt atât de mândră și nu sunt uimită de faptul că ești copilul meu. Când ți-am prins pentru prima dată ecosonul cu numele, simțeam că am crescut și eu. Îmi pare rău, Sonicior. Ce făceam în timp ce mama a fost lăsată de una singură în stația de metrou? E numai vina mea. Aici e casa mătușii Park Sonio. Cine ești? De unde o cunoști pe soția mea? Venea des la felinatul nostru. Trebuia să-i citesc o carte, nu știați? Dacă voia să-i se citească, trebuia să-mi spună mie. De ce te căpești așa? Vreau să mergem în același pas. Ce te faci dacă mă pierzi? Dacă voia să-i se citească, trebuia să-i se spună ei. Hai! Păi, filmăm... Locul de acolo. Purta sandale albastre. Ah, să o dune. Păi așa, da? Da. O iei și dai în același loc.